Angajări frauduloase și alte câteva probleme penale au fost descoperite de procurorii DNA în mai multe spitale din Dolj. Oamenii legii au făcut noi percheziți într-un dosar de corupție în care sunt vizați inclusiv medici. Mai mulți angajați cu funcții înalte sunt acuzați că ar fi luat sume mari de bani în schimbul unui loc de muncă. Schema frauduloasă ar fi avut loc la serviciul de ambulanță Dolj și la spitalul CFR din Craiova. Ofițerii anticorupție au descins la 18 locații din tot județul, dintre care trei la sediile instituțiilor publice, dar și la locuințele persoanelor cercetate. Cele trei case ale directorului serviciului de ambulanță au fost și ele luate la puricat. Surse din anchetă spun că persoanele din comisiile de concurs au sume uriașe de bani pentru a asigura șpăgarilor un job în instituție. Și șeful serviciului de ambulanță Dolj este bănuit că ar fi primit mită din partea candidaților. Toate fraudele ar fi avut loc în ultimii doi ani. Persoanele acuzate sunt cercetate într-un dosar penal pentru corupție. Autoritățile continuă cercetările în acest caz. Nu sunt singurele în la serviciul de ambulanță Dolj. Acestea sunt încă dotate cu ambulanțe care au peste un milion de kilometri în bord. Echipajele de intervenție transmit că rămân des cu ele în drum.